Deși mai este până la Ignat, zi în care, potrivit tradiției creștine, se taie porcul pe care îl vom mânca de Crăciun, în gospodăriile oltenilor sacrificarea este întoi. Gospodarii au început să taie suinele încă de săptămâna trecută pentru a avea timp să pregătească bucatele tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă, cârnați, cartaboș, șuncă și altele. Tradiția sacrificării pe pat de paie mai este respectată în mică măsură, însă celelalte proceduri se respectă cu strictețe. Azi, 7 decembrie, vor intra la tranzacționare cele 3 emisiuni de titluri de stat pentru populație din programul Fidelis derulat de Ministerul Finanțelor Publice prin piața de capital în perioada 9-27 noiembrie. Ministerul Finanțelor a atras de la investitori persoane fizice pe parcursul a 3 săptămâni 2,7 miliarde de lei. Indicele de alocare a fost stabilit la 1, ceea ce înseamnă că prețul pentru fiecare titlu de stat subscris investitorilor le va fi alocat câte un titlu de stat. Școlile fără toalete interioare, fără autorizație sanitară, care nu au resurse de apă adecvate sau care folosesc sobe pentru încălzire, ar putea fi renovate cu bani de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. România va împrumuta aproximativ 100 de milioane de euro pentru proiectul Școli mai sigure, inclusive și sustenabile. În prezent, 33% din școlile românești nu au autorizația sanitară, 22% nu au surse de apă adecvate și 35% nu au toalete interioare. După EMAG, Poșta a încheiat un parteneriat și cu Elefant.ro pentru ridicarea din oficiile poștare a coletelor comandate pe internet. Astfel, cei peste 2,5 milioane de clienți ai Elefant.ro, unul dintre cei mai mari retailer online din România, vor putea începând de azi, 7 decembrie, să comande produsele și cu livrare prin cele 628 de oficii poștale. Mutarea este parte a strategiei operatorului național poștal de a se apropia și mai mult de românii care comandă produse pe internet. Românii pot solicita în avans numerar în limita a 200 de lei din benzinărie, fără a li se percepe niciun comision. Oferta este valabilă doar în benzinăriile Rompetrol, la plata prin card Raiffeisen Bank. Serviciul cashback, eliberare de numerar de la comerciant, se poate solicita doar atunci când se face plata prin card pentru achiziția de carburant sau a unui bun sau serviciu oferit în magazinul și restaurantul Hey.